fără să facă proiecte. Eu să m-am sfătuit cu doamna director Jucan. Da? Dacă care vreți, mergem împreună. Bun, și ce, doamna director Jucan, ce atribuție are? Este reprezentat al Ministerului Culturii? Păi noi reprezentăm în Ministerul Culturii. Așa? Și ce v-a spus, doamna? Să interveniți fără că mergem, că mergem împreună la Ministerul Culturii, că urmează să se deschidă, da, o axă de, de finanțare pentru reabilitare clădiri de, de, de patrimoniu și să încercăm să obținem, să obținem fondurile necesare ca să implementăm totuși acel proiect pentru care am dat o căruță de bani și care, sigur, n-a fost... Și doamna va... Pentru că este și responsabilitatea Direcției Județene de Cultură vis-a-vis de... Dar nu trebuie responsabilitatea deci... dumneavoastră, dar nu înseamnă că dumneavoastră puteți face orice fără să-i vorbiți cu noi. Dar nu facem orice. Luați pe ei și ce-ați făcut? Ați trimis o adresă în care ați precizat că intenționați să faceți lucruri de întreținere, reparație, adresa pentru cultură? Ați dat un telefon prin care ați spus că vreți, aveți intenția de a face ceva? Pentru că ne comunicăm și prin telefon, și prin mail, și prin fax, și prin adrese poștale și așa mai departe. E foarte, e foarte bine și e necesar. E necesar. Da. Să interveniți așa? Nu, să comunicăm. Serios? Și? Pe... Cum am comunicat, domnul primar? Păi nu știu cum am comunicat. Eu zic că am luat legătura și vis-a-vis de această clădire, și vis-a-vis de clădirea muzeului, da. Da, să încercăm, da. Să încercăm să așa. Facem ceva. Aia stă de 6 ani. Asta este altă problemă, este la Consiliul Județean, asta este problema noastră cu ei. Așa. Da, dar aici... e pe teritoriul cu ateul. Așa și de asta ați făcut vreodată către Consiliul Județean să întrebați de clădirea muzeului vreodată? Da, am făcut și către conducerea complexului muzeal Neamț. Așa. Da? Da. Da. Și au zis că e elaborat proiect și când o să ajungă banii pentru finanțare, o să fie... Bun. Acum mă întrebați, doamne, să spuneți că aveți probleme cu clădirea și trebuie restaurată, sunt de acord. Păi, dar nu vedeți cum arată. Bun. Domnul primar, dumneavoastră ați prevăzut în bugetul autorității publice locale, în vreunul din ani, o sumă pentru reparații la monumentul istoric Casa Regală? Am pentru... O să se pentru...